Prieteni, să știți că tot mai multe localități din Republica Moldova și România încheie acorduri de înfrățire cu scopul de a realiza în comun proiecte sociale și de a apropia oamenii de pe cele două maluri ale Prutului. Este și cazul satului Cimișeni din raionul Criuleni, care în primăvara acestui an s-a înfrățit cu localitatea Bascov din România. Acordul a oferit posibilitatea înfrățirii unui proiect de renovare a acoperișului singurei grădinițe din localitate, aflată la circa 30 de kilometri de Chișinău. Acoperișul defectat al grădinii Ghiocel din satul Cimișeni, raionul Criuleni, necesită de mai mult timp o renovare completă. Din cauza lipsei resurselor financiare, însă lucrările de reparație erau amânate de la un an la altul. Începând din anul trecut, din primăvară, acoperișul grădiniței a început să curgă, pereții s-au muiat, s-au răzmuiat, a început să apară mucigaiul și din cauza asta am hotărât împreună cu primăria că este necesar de a face reparații cât mai urgente. Soluția a fost găsită în luna martie, atunci când primăria locală a încheiat un acord de înfrățire cu localitatea Bascov din România. Atunci au fost inițiate mai multe proiecte de colaborare în diferite domenii. În domeniul învățământului, domeniul turismului, economiei, administrare locală, primii pași care i-am făcut, clar că i-am făcut cu un schimb de experiență. Renovarea acoperișului grădiniței a fost posibilă grație suportului oferit de statul român, care a acoperit o bună parte din cheltuieli. Se ridică la suma de 1.700.000, deci dintre care 700.000 sunt date de către Comuna Bascov. Cei mai mulțumiți de lucrările de renovare sunt părinții, care nu-și mai fac griji de faptul că, odată trimiși la grădiniță, copiii s-ar putea îmbolnăvi. Părinții au reacționat bucuroși și sunt mulțumiți că lucrările merg cu bine. Noi sperăm ca până la anul nou, până la sfârșitul anului 2017, să avem acoperiș nou. Vreau în felul ăsta să mulțumesc foarte mult poporului român și anume primarului și administrației Comunei Bascov, care ne ajută, fiindcă cu bugetul nostru auster pe care îl avem noi, la sigur că noi nu reușim ca să facem aceste lucruri pe care le facem noi acum. Grădinița Ghiocel din localitatea Cimișeni, Criuleni, găzduiește aproximativ 130 de copii. Pe parcursul ultimilor ani, cu sprijinul statului român, au fost renovate peste 800 de instituții preșcolare.